Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ultimele declarații ale lui Alex Body, cu privire la relația pe care o are în prezent cu Iulia Sălăcean, au făcut-o pe Ana Maria Prodan să-i transmită un mesaj acestuia: felicitări! Puțin bărbați mai sunt pe lume, restul rahați, a scris Ana Maria Prodan. Afaceristul a vorbit despre relația pe care o are cu mama fetiței lui, Iulia Sălăcean, la adresa căreia a avut numai cuvinte de laudă: eu și fosta mea iubită ne-am înțeles foarte bine, a fost o relație frumoasă. Au fost sentimente, sunt sentimente, ne-am înțeles foarte bine din multe puncte de vedere, dar nu am rezonat la un singur lucru. Nu pot să spun că nu mi-a acceptat fetița, mi-a iubit fetița, a avut grijă de ea, doar că i-a stat mereu un ghim pe relația noastră când era vorba de Iulia. Indiferent dacă o să fiu sau nu cu Iulia împreună, eu o să-i asigur mereu un trai bun. Iulia mi-a fost alături în cele mai grele momente. Timp de 4 ani și jumătate Iulia m-a așteptat. Ea și-a așteptat bărbatul. Nu vreau să accept un scandal între Iulia și Emma. Iulia și-a dedicat o parte din viața ei să aibă grijă de fetița noastră. Nu o voi judeca niciodată greșit pe Iulia. Nu e o femeie să tragă bărbații de oraș de ea. Nu bea și nu se droghează, așa cum fac altele prin oraș. Nu există nimeni care să-mi poată impune să stau departe de fetița mea. Copilul meu trebuie să fie ce contează pentru tine. Dacă nu îmi respecti copilul, nu o respecti pe mama lui. Nu mă respecti pe mine. Ce e mai scump pentru un copil? Mama. Cine are grijă de un copil cel mai mult? Mama. Copilul e mereu atașat de mamă. Nu vreau să-mi văd niciodată în viața mea copilul supărat dintr-un motiv sau altul. Am vrut doar să clarific chestiile astea. Atâta tot, a spus Alex Body. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.